Despre necesitatea schimbării logistice a Armatei Naționale, transformarea serviciului de grăniceri în poliție de frontiere, dar și despre distrugerea deșeurilor de pesticide de pe teritoriul Republicii Moldova, a comunicat astăzi, în cadrul unei vizite de lucru la Ungheni, viceministrul apărării Igor Panfile. Detalii ne spune Mariana Gasnaș. În cadrul întrunirii cu factorii de decizie din raionul Ungheni, viceministrul apărării Igor Panfile a menționat că Armata Națională are nevoie de anumite reforme. Una dintre modificări este schimbarea statutului serviciului de grăniceri în poliție de frontieră. Această schimbare se va produce începând cu 1 iunie curent. Sper că și la noi această experiență va fi pozitivă. Totuși, asta e un avantaj destul de înalt pentru Republica Moldova, dat fiind faptul că noi totuși suntem la frontieră cu Uniunea Europeană. Și evident că avem o responsabilitate înaltă în fața Uniunii Europene. Un alt capitol pus în discuție a fost problema depozitelor de pesticide care au fost stocate pe teritoriul Republicii Moldova în perioada sovietică. Acestea urmează să fie evacuate în Franța și Germania, unde vor fi distruse. Noi am depozitat la 23 de depozite circa 2600 de tone de pesticide și alte deșeuri toxice. Sperăm că acum, în luna mai, cel târziu în luna iunie, procesul să aibă start. Ei au tehnologii speciale prin care aceste pesticide va fi distruse. Un alt subiect discutat a fost asigurarea ofițerilor Armatei Naționale cu spațiu locativ. Viceministrul apărării a confirmat faptul că și pentru reprezentanții Divizionului de Artilerie din orașul Ungheni sunt prevăzute locuințe. Noi avem aici 3 construcții nefinalizate și acum sper că până la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, va fi efectuată expertiza tehnică prin care noi vom avea deja toată informația referitor la posibilitatea de a finaliza aceste construcții. După încheierea audienței, viceministrul apărării Igor Panfile a vizitat Divizionul de Artilerie din orașul Ungheni.